De ceva timp mi-am propus să arăt cum se scoate airbag-ul de pe volanul de Logan faza 2. El este fixat pe volan cu acești doi pinteni și practic pe volan sunt aceste două cleme metalice care îl fixează. Ele se pot da într-o parte și așa slăbiți aceste siguranțe și permit acestui airbag să îl scoateți. Pentru această operațiune o să avem nevoie de o șurubelniță dreaptă. Trebuie să aveți grijă atunci când introduceți șurubelnița în interior să nu ajungeți pe unde nu trebuie, însemnând că aici în partea aceasta aveți folia de la airbag și nu ați vrea să o ciufuliți. Ok, este destul de simplu, trebuie să respectați doar niște mici chestii și anume unghiul în care băgați această șurubelniță. Ea trebuie să fie perpendicular din această gaură pe baza axului volanului. Ceva de genul acesta trebuie introdus șurubelnița. În altă ordine de idei, asta este poziția volanului, șurubelnița trebuie să fie la fel. Adică nu la fel, v-am spus, trebuie să fie perpendicular pe axul volanului. Nu așa, nu așa. Trebuie să fie perpendicular. Ok. Mi-este ușor să vă arăt că introduc șurubelnița în faza asta. Voi când aveți volanul întors și vreți să băgați din spate, o să vă fie mai greu, dar vizionând acest clip o să vă ajute foarte mult. Ok, am să bag șurubelnița, să știți că intră destul de puțin, maxim 2 cm. Am să îl îndrept spre baza de la axul volanului, ceva în genul acesta. Dacă vă uitați, ia să încerc să pun cumva pe o linie. Nu vă prea puteți da seama. În fine, ideea este că am să întorc volanul și am să vă arăt unde am ajuns eu cu șurubelnița. Exact în acea clemă. În acest moment este suficient să împing. A, nu este suficient să împing. Dacă vedeți, în partea de sus este o mică bucată de metal. Deci va trebui să ridic un pic de mânerul șurubelniței, după care doar împing de această clemă. În momentul în care vreți să scoateți volanul, eu am încercat să introduc două șurubelnițe, unul din stânga, unul din dreapta și este complicat. Pentru că vă trebuie și a treia mână să extragă volanul. Așa că eu am băgat șurubelnița, am slăbit dintr-o parte airbag-ul, am băgat un distanțier, l-am întors ca să-l distanțez un pic, am băgat șurubelnița și din partea cealaltă, am prins cu mâna, am tras de el într-o parte și a ieșit foarte ușor.